extinderea gospodinului popular. Port, un costum specific zonei pe care o reprezint, zona mărginimii Sibiului. Este un costum vechi, tradițional, care prin simplitatea lui în alb și negru, cred că are o distinție aparte. Voi face prezentarea de jos. În picioare, port ghete din piele negre cu durea cânalt. Poalele sunt făcute din jolj, din pânză albă, iar în partea de jos sunt divite cu ajur. În spate am crătința din postav negru, de jur împrejur, tivită cu cipcă neagră, lucrată de mână cu iglița. În partea din față am șorțul, tot din postav negru, pe margine tivit cu cipcă neagră, lucrată de mână, iar în partea de jos se termină cu ciucuri negre de mătase, pentru a putea fi deosebită de cea din spate. Atât crătința, cât și șurțul sunt brodate cu fir de mătase neagră și cu fir auriu. La mijloc, port brâu tricolor din lână țesută în război. Ea este făcută și ea din jolj, adică din pânză albă de bumbac, și este cusută de mână cu fir de mătase neagră. Pe mânecă sunt cusute 5 ciocănele peste care se coase altița, aici în partea de sus. Mâna se termină în flodori, care sunt și ei diviți cu cipcă neagră. Cheptarul este făcut din piele de miel, pe interior cu blană, iar acesta este cusut la cojocar, cu dunghi și diferite modele. Pe cap, pornăframă neagră de păr cu ciucuri negre de mătase. Îmi face o deosebită plăcere să port costumul popular, deoarece este ceva aparte să port asemenea frumusețe și acest costum are foarte multe generații în spate și de aceea îl port cu mândrie și îl cinstesc.